Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou clip pe canalul meu. Astăzi vom face împreună o mâncare de teci cu cartofi, o mâncare absolut delicioasă și foarte sănătoasă. Pentru această mâncare vom folosi un ardei gras tocat mărunt, două cepe medii, un morcov, trei cartofi mai mari pe care i-am tăiat în bucățele, aproximativ 300 de grame de teci pe care îi am de la congelator, dar se pot pune și proaspeți din grădină, cam 200 de ml de ulei de măsline, sare, piper după gust, puțin cimbru și opțional delicat de găină. Vom începe rețeta noastră prin a pune într-o oală de foc uleiul, l-am încins, apoi vom adăuga ceapa, și morcovul și vom lăsa la călit aproximativ 4 minute sau până când acestea se vor înmuia. Iar peste acestea vom adăuga și un praf de sare. Dragii mei, ceapa și morcovul au început să se înmoaie, iar acum vom adăuga și ardeiul gras împreună cu pecii de fasole galbenă, care mi-a rămas și ardei, și cu cartofii. Peste care vom adăuga aproximativ 1 kg de apă. Vom amesteca totul foarte bine. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă vă plac rețetele mele și dacă doriți să vedeți și viitoarele mele postări. Peste acestea vom adăuga și puțin piper. Și vom lăsa și vom mai adăuga și încă puțină sare. După gust. Și vom lăsa totul să fiarbă aproximativ o jumătate de oră sau până când legumele vor fi fierte. Cu un capac acoperit. Dragii mei, spre finalul rețetei vom adăuga și puțin delicat. Vom mai adăuga și o lingură de tomate, dacă doriți. Dacă nu, puteți să nu adăugați, dacă nu vă place. Vreau să vă spun că această mâncare de teci sau de fasole galbenă se prepară în mai multe moduri. Eu mai am o rețetă pe canalul meu pe YouTube, pe care dacă doriți să o vizionați, aceea se prepară și cu usturoi. Voi mai adăuga și cimbru, cimbru uscat. Pe această rețetă mai puteți adăuga și alte ingrediente preferate de voi. Vom lăsa mâncarea noastră să fiarbă încă 5 minute, după care poate fi servită. Dragii mei, mâncarea de teci este gata. Arată foarte bine. Am
încărnat-o și cu puțin cotrojel. Eu vă urez poftă bună și până data viitoare, numai bine!